Dacă sunteți genul de persoană care sare peste masa de dimineață, considerând că nu aveți nevoie decât de o cafea, se pare că a venit timpul să regândiți rutina matinală. Și asta pentru că micul dejun vă poate ajuta să creșteți metabolismul. Micul dejun poate fi asemănat cu o cheie care deblochează motorul metabolic al corpului. Când te alimentezi corespunzător dimineața, inițiezi un proces numit termogeneză, adică producerea de căldură în corp, care stimulează metabolismul. Este ca și cum ai dat corpului o pornire mică și ai accelera motorul pentru ziua care urmează. Pe lângă rata metabolismului bazal, care este principalul sistem de ardere a caloriilor din organism, alți doi factori contribuie la producția calorică totală. Aceștia includ termogeneza indusă de activitate și termogeneza indusă de dietă, adică mâncatul. Micul dejun poate avea de asemenea un impact pozitiv asupra alegerilor alimentare pe tot parcursul zilei. Când îți începi ziua cu o masă hrănitoare, vei da un impuls sănătos pentru restul meselor. Un mic dejun sănătos oferă sațietate, iar persoanele care iau micul dejun tind să facă alegeri alimentare mai bune pe parcursul zilei, optând pentru alimente bogate în nutrienți și consumând mai puține calorii în general. Deci, dacă încercați să slăbiți sau să mențineți o greutate sănătoasă, asigurați-vă că vă alimentați cu un mic dejun echilibrat, o combinație de proteine cum ar fi ouă, iaurt grecesc sau brânză de vaci, precum și carbohidrați bogați în fibre, cum ar fi fructele de pădure sau pâinea prăjită. Această combinație vă va ajuta să vă simțiți sătui și plin de energie. Micul dejun nu poate crește doar metabolismul și ajută la gestionarea greutății, ci alimentează și creierul. Creierul se bazează pe glucoză, care provine din carbohidrați pe care îi consum ca sursă principală de energie. Un mic dejun cu o sursă de carbohidrați complex și oferă creierului combustibilul de care are nevoie pentru a rămâne concentrat și alert pe tot parcursul zilei. Acele 2 minute consacrate dimineața unui mic dejun sățios, bogat în nutrienți, poate avea beneficii pentru sănătatea inimii. Un studiu din anul 2019 a arătat că micul dejun poate reduce riscul apariției diferitelor boli, cum ar fi boli cardiovasculare, inclusiv diabetul de tip 2, hipertensiune arterială, accidentele vasculare și mortalitatea cardiovasculară, relatează capital.ro.